Ministrul Mediului face acuzații grave în problema defrișărilor din țara noastră. Invitat la emisiunea Insider Politic realizată de Sebastian Zacman, Tanțoș Barna a explicat că defrișările masive nu puteau avea loc fără complicitatea unor reprezentanți ai instituțiilor publice. Mai mult, spune ministrul, baronii gunoaielor au transformat România în groapa de gunoi a Europei. Pădurile din România generează un interes economic foarte mare, dar, din păcate, există și interese politice legate de acest domeniu, susține ministrul mediului. În ultimii 10-20 de ani, acolo unde au avut loc defrișări masive, cu siguranță a existat o complicitate a agentului economic, al pădurarului sau pădurarilor sau acolului silvic, care avea în gestiune acel fond forestier, a autorității locale, pentru că eu nu pot să concep ca un primar să nu știe, să nu vadă că pleacă sute de camioane dintr-o pădure și să nu anunțe autoritățile, a poliției. În timp ce ne dispar pădurile, apar munții de gunoaie. Baronii deșeurilor, sub aparența unor contracte de reciclare, aduc în țară tone de gunoaie. Cele mai mari cantități vin din Germania și Italia. Ceea ce se aduce în aceste containere declarativ este materie primă pentru reciclare. În containere se găsește și altceva decât ceea ce este declarat. Asta am văzut ultima dată și la Constanța. Deci este fenomenul pe care trebuie să-l oprim, fenomenul care trebuie controlat împreună cu VAMA și cu Poliția de Frontieră foarte riguros. Ministrul Mediului a ținut să aducă lămuriri și în scandalul creat după împușcarea ursului Arthur. Tanțoș Barna a declarat că populația de urși este din ce în ce mai mare, motiv pentru care animalele sălbatice sunt tot mai des întâlnite în zone urbane. Această situație a fost generată în urmă cu câțiva ani, când Ministerul Mediului a cedat presiunilor făcute de oameni și a interzis vânătoarea urșilor, însă nu a găsit alte soluții pentru a preveni apariția lor în zonele locuite.